Slobozia, târgul care odinioară era înregistrat la capitolul industrie cu două mori și trei ateliere de lumânări, a căpătat în anii Republicii înfățișarea devenită azi generală pentru toate orașele patriei. În ultimii ani a fost construit, iar acum se află în praguri intrării în funcțiune, unul dintre cele mai mari combinate de îngrășăminte azotoase. Gigantul din urbea Ciulinilor de altădată va produce anual 300.000 de tone de îngrășăminte chimice. Pe lângă o mare fabrică de ulei și alta de produse lactate, industria Sloboziei de azi răspunde prezent prin noua ei filatură și la producția de prelucrare a bumbacului. Consecvent politicii de armonizare industrială a tuturor județelor, statul nostru a investit în acest loc de țară valori materiale și umane importante, ale căror rezultate sunt mai mult decât vizibile. Odată cu industria, a căpătat forță nouă și orașul. Dacă cu 5 ani în urmă localitatea avea doar 4.000 de muncitori, astăzi are 13.000. Încă o cifră care spune foarte mult. Un sfert din populație locuiește în case noi.